Camera Deputaților a votat un nou acord cu Brazilia, Liviu Dragnea, cinta ironiilor în plen. Camera Deputaților a votat miercuri, 28 martie, proiectul de lege pentru ratificarea tratatului între România sublinierei Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciproc în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017. Potrivit expunerii de motive, tratatul negociat este unul modern, răspunzând astfel evoluției fenomenului infracțional transnațional sublinierei propune să faciliteze cooperarea judiciară bilaterală îndeosebi în lupta împotriva formelor grave ale criminalității, precum corupția, criminalitatea organizată, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de arme, terorismul. Principalele prevederi ale tratatului stabilesc domeniul de reglementare, în faza de cercetare, de urmărire penală sublinierei în faza de judecat, formele de asistență fiind notificarea de acte, audierea persoanelor, inclusiv prin videoconferinc, transferul temporar al persoanelor deținute, sechestrul sublinierei, confiscarea, remiterea de documente, materiale de prob sublinierei obiecte, localizarea sau identificarea de persoane ori bunuri, restituirea bunurilor, schimbul spontan de informații. Liviu Dragnea a fost cinta ironiilor opoziției în plen, din cauza presupuselor sale legături cu Cara sud-american. Publicaciarii se proiect scria ce Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghea, fost coleg de facultate, sunt suspecti într-un caz de sepelare de bani în Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din acest star, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes. Liviu Dragnea ar fi suspectat că ar fi folosit bani provenii din afaceri corupte din România la achiziția de proprietăți pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceará. O cerere de asistență judiciară a ajuns în Brazilia, conform procurorului federal, pe 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public și a Poliției din România. Cererea a fost procesată de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor și Cooperare Internațională, care face parte din Ministerul Justiției din Brazilia, și a fost trimis mai departe către parchetul din statul Ceará. Liviu Dragnea a negat ce ar avea proprietăți în Brazilia sau ce ar avea cunoscut subliniere tinc despre o anchetă care se le vizeze în Brazilia,